Salut! După cum se vede, acest motor este cam murdar. A venit timpul să-l curățăm. Mai întâi spălăm motorul cu jet de apă. Bateria nu ar trebui să fie afectată, dar suportul bateriei are o căptușeală care nu aș vrea să rămână îmbibată cu apă. Așa că prefer să o acopăr cu o pungă. Atenție, dacă motorul este foarte cald, trebuie să așteptați puțin să se răcească înainte de a da cu apă rece pe el. Puteți pune un carton sub motor pentru a nu lăsa mizeria care se scurge să păteze asfaltul sau să ajungă la plante. Pentru a scoate bobinele de inducție, aveți nevoie de două șurubelnițe drepte. Mufa fiecărei bobine are o clemă sub ea de care trebuie să trageți înapoi pentru a se desface. Cu o șurubelniță dreaptă puteți desface foarte ușor toate clemele. Ultimele două șuruburi le desfaceți cu un Torx T30. Acestea au o piedică și rămân blocate în plastic după ce le desfaceți. Atenție să nu vă cadă ceva în gura de turnare ulei, pentru că va fi nevoie să desfaceți capacul de chiloasă. Pentru a nu ajunge mizerie la bujii, puteți să astupați găurile cu șervețele și folosiți și capacul de ulei pentru a acoperi gura de umplere. Pe piață se găsesc multe soluții pentru degresarea motorului, însă am preferat să cumpăr două tipuri de spray pentru curățare clapetă de accelerație sau carburator. Trebuie să lăsați motorul să se răcească înainte de a-l curăța, pentru că soluția aceasta se evaporă foarte repede și nu va fi eficientă. Ambele spray-uri sunt foarte eficiente, însă în funcție de nivelul de depuneri, este posibil să aveți nevoie și de al treilea spray.
Trebuie să curățăm capacul de ulei și să schimbăm și garniturile acestuia. Dacă ți-a plăcut acest tutorial, abonează-te!